Cu ajutorul grupelor Zoom, am descoperit că ceea ce vreau să aprind în alții trebuie să ardă în mine. Prin grupele de studiu Zoom am învățat cât de importantă este părtășia și mai presus de toate am învățat să înțeleg pe ceilalți chiar dacă uneori îmi este greu. Prin intermediul grupelor Zoom am investit atât în relația mea cu Dumnezeu, cât și în relația cu alți oameni. Cu ajutorul grupelor Zoom am învățat cât de importantă este părtășia unii cu alții. Vacanța aceasta a fost una mai diferită, dar totodată în vara aceasta am putut studia mai mult despre Dumnezeu și m-am putut apropia mai mult de El prin grupurile Zoom. Mă bucur că am putut cunoaște fete noi și împreună am putut studia mai mult Biblia. Ce rol au avut studiile în viața mea? M-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Am învățat cât de importantă este rugăciunea și de ce ar trebui să mă rog. Mulțumesc acestor studii pentru că am clădit în relația mea cu Dumnezeu și m-am apropiat mai mult de El. Hei! Pe mine aceste grupuri m-au ajutat foarte, foarte mult și să vă explic și cum. Am învățat în acest timp să ascult oamenii, să-i ajut, să-i înțeleg. De când fac aceste grupuri, m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și asta e un lucru foarte, foarte bun. Am decis cu grupul de studiu să se roage fiecare persoană din grup pentru o altă persoană din grup. Și provocarea de-a lungul săptămânii a fost să fim atenți cum evoluează lucrul pentru care ne rugăm. Și în cazul meu, o fată mi-a spus: vreau să fiu mai atentă la ce citesc în Biblie, pentru că nu înțeleg ce citesc. Și m-am rugat pentru ea timp de o săptămână și la sfârșit a zis: Iulia, am fost atentă în fiecare zi la cum evoluează lucrul ăsta și vreau să zic că din zi în zi am înțeles mai bine ceea ce vrea Dumnezeu să-mi spună din Biblie. Datorită grupului de studiu am învățat că, deși există motive să fiu descurajată, întotdeauna se merită să continui. Implicându-mă, am învățat mai mult decât dacă aș fi fost participant. Grupurile de studiu pe Zoom m-au învățat ce înseamnă să fii consecvent în ceea ce faci. Mi-am ales o zi împreună cu liderii din grupa mea și de la acea zi nu ne-am abătut niciodată. Asta m-a învățat să acord importanță studiului și participanților care veneau să se strângă împreună cu noi. Dumnezeu spune că relațiile sunt esența vieții. Esența vieții este să învățăm să iubim. Să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe oameni. Viața fără dragoste e egal zero.